Trei mașini de intervenție s-au deplasat la domiciliul indicat de un bărbat, unde au descoperit că hoțul era de fapt amantul soției. Cu alte cuvinte, era mai degrabă un hoț de inimi și venise să-i fure inima nevestei lui. Proprietarul unui apartament din Satu Mare a surprins în locuința sa un bărbat și, crezând că este hoț, a chemat poliția pentru a-l surprinde în acțiune. Numai că din vorbă în vorbă până la sosirea echipajului a aflat că, de fapt, individul este amantul soției. Cei doi bărbați s-au luat la bătaie, însă intervenția polițiștilor a potolit spiritele. Bărbatul, soția lui și intrusul au fost duși la sediul poliției Satu Mare pentru audieri. Când femeile înșeală, încearcă adesea să umple un gol emoțional. Femeile se plâng frecvent că nu simt conexiune cu partenerul lor, nu se simt dorite și prețuite. Femeile sunt mai susceptibile să se simtă neprețuite sau ignorate și caută intimitatea emoțională a unei relații extraconjugale. Dacă bărbații nu sunt mulțumiți din punct de vedere sexual, de exemplu, dacă partenera îi respinge adesea, atunci iau această respingere într-un mod personal și se pot considera cu ușurință neiubiți. De fapt, bărbații sunt mai predispuși decât femeile să trișeze din cauza sentimentului de insecuritate.